Salut și bine ați venit la un nou video în care vom vorbi puțin despre ce așteptări să ai atunci când vii la lucru pe comunitate în calitate de șofer profesionist. Șofer pe camion, șofer pe tir, cum vreți voi să spuneți. Vreau să vorbesc despre timpul de odihnă, timpul de lucru, ce mai vorbim, un pic despre dispecer, despre terminal, despre magazine, tot felul de lucruri de genul ăsta. 10 lucruri conține lista de astăzi. Hai să începem. Așteaptă-te să lucrezi 13 sau chiar 15 ore în unele zile. Care treaba cu 13-15? Păi, amplitudinea, după cum știm, ne permite să lucrăm 13 ore sau 15 ore 3 zile pe săptămână. 3 zile 13, 3 zile 15, e simplu. Asta dacă lucri de luni până sâmbătă. Dacă lucri de luni până vineri, e 15-15-15, 13-13. De obicei, nu e regulă văzută în cuie, dar așa. Hai să nu intrăm în foarte multe detalii, deoarece lista noastră conține 10 lucruri și ne va lungi destul de mult, aș zice. Bun. Deci, așteaptă să lucrez 13-15, adică să merg la amplitudine maximă în fiecare zi. La asta ar fi bine să te aștepți. Deci, nu vreau să speriu pe nimeni, dar zic niște lucruri pe care tu ar trebui să le ai în considerare, să nu te simți după aia, pe când ești ajuns aici, să zici, aoleu, nu mi-a zis nimeni despre chestia asta, aoleu, că de asta n-am mai auzit, aoleu, că nu știu ce, știi? Deci, puțin probabil, indiferent la ce firmă te angajezi, puțin probabil să ți se spună lucrurile astea. Nu neapărat că ți le ascunde cu rea intenție, ci mai degrabă că e puțin probabil să le faci chiar pe toate. Într-un sezon, într-o lună, două, trei, e puțin probabil să le întâlnești chiar toate. Dar într-un an de zile de serviciu pe comunitate ca șofer, există posibilitatea mare să le întâlnești pe toate. Nu într-o zi, dar așa, azi una, peste o săptămână, o lună, alta, sau poate chiar azi una, mâine alta. No, bun, hai să vedem. Deci cea mai grea, să zic așa, povară ar fi asta, să lucrezi 13-15 ore pe zi. E greu, e obositor, extenuant chiar. Asta e foarte important și ce lucrezi. Până le, adică te întinzi la amplitudinea aia de 13-15 ore, dar asta nu înseamnă că tu vei efectiv vei sparge lemne 15 ore sau 13 ore pe zi, sau 14 sau 12. Poate ai perioade de așteptare de 2-3 ore în ziua respectivă, chiar dacă nu-s 2-3 ore legate, acum jumătate de oră, după aia 15 minute, după aia nu știu ce, știi? Adică cu siguranță vei avea pauză, că așa și trebuie, să avem și pauză în perioada asta de lucru, în amplitudinea asta, măcar la alea 6 ore să luăm pauză, știi, și tot luăm. Deși nici despre chestia asta nu o să zică niciun patron, dar teoretic, n-au ce ai o ia razna transixul meu, teoretic trebuie să iei pauză la 6 ore, dacă n-ai luat pauză, iei pauză de jumătate de oră. Bun. A doilea lucru, așteaptă-te să conduci 9 sau chiar 10 ore în fiecare zi. Bine, nu poți conduci 10 ore în fiecare zi, respectând regulamentul, bla bla bla. Deci 2 ore, 2 zile pe săptămână, câte. Dar așteaptă-te să conduci tot așa, program full în fiecare zi. Puțin probabil, cei de la tur-retur au șanse mai mari să facă chestia asta, pentru că acolo e într-o fugă continuă, deci nu vreau să intru în detalii, am mai vorbit despre asta în alt videoclip. Probabil că voi mai face ceva videoclip legat de tur-returi, însă în mare parte acolo este alergătură. Deci așteaptă-te să lucrezi. Posibil ca angajatorul tău, patronul tău să zică că vei lucra 5-6 ore pe zi, adică vei conduce 5-6 ore pe zi. Vorba aia că dacă îți place să conduci, hai la noi, bla, păi te saturi de condus, că nu-ți mai trebuie volan după aia, na. Asta-i, așteaptă-te. Nu-i musai că o să se întâmple, dar e bine să te aștepți. După aia, așteaptă-te să conduci noaptea pe național, nu noaptea pe autostradă, că oricum nici pe autostradă nu este prea bine să conduci noaptea.
dar așteaptă-te să conduci și noaptea, și pe timp de ploaie, și pe național, și pe lucrări, și pe deviații. Așteaptă-te la asta, deoarece mai bine să te aștepți și să nu pățești, decât să pățești fără să te aștepți. Cine știe, cunoaște. Cine a trecut, e vorba ca pățâtul nu știe nimeni. E, lucrurile astea o să ți se pară banalități până în momentul în care le vei întâlni pe toate. Deci când le vei întâlni pe toate, și sper să nu le întâlnești așa una după alta, dar când le vei întâlni pe toate, atunci o să-ți dai seama, bă, e nasol. Bun. Deci așteaptă-te la asta, să conduci noaptea. Bine, conduci și ziua, dar zic că scenariul mai nasol e să conduci noaptea pe naționale, pe timp de ploaie, deviații, lucrări, întuneric, nu știu ce. Bun. Să trebuiască să dormi ziua pe căldură. În moment ce tu conduci noaptea, cel mai probabil vei conduce ziua, vei dormi ziua pe căldură. Și nu mă refer ziua pe căldură la 18 grade, 17 grade, nu. Mă refer ziua pe căldură la 38 de grade, 40, 42 de grade. Aici intră în discuție deja și camionul meu are climă de staționare sau camionul meu nu are climă de staționare. Deci în momentul în care condusul este mai mult pe timp de noapte decât mai mult pe timp de zi sau jumătate, deja trebuie să luăm în considerare o firmă care are camioane cu climă de staționare. Nu putem să ne angajăm pe Italia, Spania, Franța, bine, chiar și mai nou Ungaria, Austria, Slovenia, Germania. Și pe aici am întâlnit călduri destul de serioase, adică 38 de grade, mie mi se pare o căldură serioasă. Hai să văd care e prima și care e a doua. Deci asta e prima. Așa, și eu mă duc pe a doua. Hai că pun semnalizare. Deci în momentul în care tu faci curse de noapte, indiferent că ți se spune sau nu ți se spune, tu ar trebui să mergi pe varianta de camion cu climă de staționare. Și anume să-ți ofere camionul respectiv niște condiții măcar de 22 de grade să dormi, măcar un 20-22 de grade. Chiar dacă nu condiții ideale, dar acolo, știi? Pentru că tu, dacă te pui la somn și afară, să zic că sunt 35-37 de grade, nu zic mai mult, deși se întâlnește și mai mult, dar nu zic mai mult. Zic așa, 35-37. Tu dai seama în camionul ăla cam ce o să fie după vreo 2-3 ore de soare și de căldură de aia? În camion, efectiv, nu o să ai aer. Și nu e vorba de o săptămână, e vorba de nene, poate un an, 2-3, eu știu cât lucri tu. Și vei ajunge la oboseală cronică. Nu vreau să intru acum în detalii de astea, dar probabil voi face un videoclip și pe tema asta. Ce te așteaptă dacă nu te odihnești și așa mai departe. Oricum, am făcut un videoclip, dacă nu mă înșel, pentru membrii, cum previu oboseală. Na, în fine. Hai să continui. Deci, climă de staționar dacă ai curse de noapte. Majoritar sau jumătate, deja trebuie să iei mâna. Știi care e chestia? Iarna durează puțin, indiferent în ce țară. Iarna, da, iarna poți să dormi liniștit ziua fără climă de staționare. Dar vara durează mai mult. Și sunt astea vârfuri de temperatură de efectiv nu poți, domne, nu poți. Uite, cum e acum, dacă acum, să zic, ar fi căldură, nu știu ce, îi dau climă, drumul la aerul condiționat. Mi-am făcut eu 22-23 de grade aici cât vreau. De obicei cam pe acolo mi-l setez în funcție de temperatura de afară, bineînțeles, și merg înainte. Dar dacă, pentru că eu conduc, dar dacă n-aș conduce, n-aș avea aer condiționat. Eu aici și la 25 de grade o duc greu. Deci să zic că am 25 de grade afară și deja înăuntru se cam încingea. Dar pe la 30, 35, 37, 40 de grade. Spania, Italia, Franța, sudul Franței, pe acolo. N-ar rost povesti. Bun, deci așteaptă-te. Dacă e să o pățești, așteaptă-te să dormi ziua pe călduri sau să încerci să dormi, că de dormit puțin probabil. Bun. Să faci repaus de 45, 24, ei, și după astea ar trebui una de 66.
Adică eu așa recomand. Asta e, fiecare face cum consideră de cuvință, dar dacă patronul te pune să faci 45-24, 45-24 sau 24-45-24, în fine, dacă patronul te pune să faci chestiile astea, tu ține cont că ai de recuperat și ar fi bine să le recuperezi. Asta e, ține de tine, dar așteaptă-te să faci acele weekenduri scurte. Acele weekenduri care nici mai sunt weekenduri, clar, pentru toată lumea. Acele weekenduri care tu va fi nevoie să, în care tu va fi nevoie să lucrezi. Vei avea un repauză de 24 de ore care nici măcar nu-ți dai seama când a trecut. E ca un, ca un repauză sau zilnic, normal, știi? Un pic, un pic prelungit. Adică lucrezi în fiecare zi, efectiv. N-ai. Alea 24 de ore, ți-am zis, ca și cum n-ar fi. Deci atunci programează-ți odată la 2 săptămâni să-ți gătești, odată la 2 săptămâni să-ți speli, odată la 2 săptămâni să-ți faci cumpărăturile mai importante și o să revin imediat și la cumpărături. Deci programează-le. Dacă faci 45 de ore pauză acum sau 45, 50, nu știu câte faci, ia în considerare că weekendul viitor cel mai probabil nu o să mai faci pauza asta. Și asigură-te ca să nu trebuiască să aștepți 2 săptămâni până mai mănânci o ciorbă sau o chestie de gen. Bine, acum tot la fel. Fiecare, dacă sunt, că știu, sunt oameni care gătesc la, în ceea ce privește gătitul la roata camionului, cum numesc eu. Deci sunt care gătesc, sunt șoferi care gătesc, care nu gătesc, de rușine, de confort, de treaba lor, fiecare. Nu, n-am eu treabă. Dar, dacă tu ești unul de la care gătește, încearcă să îți faci chestia asta în, adică să-ți faci cumpărăturile și să-ți gătești atunci când faci pauza sau repauzuri de 45 de ore normal sau 50 de ore cât faci tu. Dar așteaptă-te, cum am zis, să faci și repauze de 24 de ore pe weekend. Bun, al șaselea cred că ar veni. Așteaptă-te să schimbi paleți la încărcări, descărcări. Eu personal n-am schimbat niciodată paleți. Nu țin minte să fi schimbat vreodată paleți. Știu că mi s-a cerut, m-a întrebat că bă, une-s paleți, nu știu ce, bla bla bla. Dar eu nu am avut, nu țin minte cel puțin să fi avut vreodată chestia asta, să schimb paleți. Deci asta mie mi se pare cea mai urâtă treabă. Știu că sunt persoane care zic, băi, las că schimb paleți, că nu e așa greu, nu știu ce, mai sunt și care vând paleți. Nu intru în detalii nici aici, că na, fiecare treaba lui. Mie mi se pare cea mai urâtă și cea mai aiurea treabă posibilă, asta cu schimbatul paleților. Deci eu am căutat să evit maxim lucrul ăsta, dar nu intru nici aici, bă. Nu mă zic așa, câteva lucruri de pe deasupra, știi? Încerc să nu intru în foarte multe detalii ca să parcurgem într-un videoclip mai scurt, deja aveam aproape un sfert de oră și am ajuns numai pe la jumătatea listei. Bun. Hai să lăsăm mai încet că ne aleargă el la vale. Deci așteaptă-te să schimbi paleți. Câți paleți? Vreo 20-30 de paleți, eu știu, depinde. Și așteaptă-te să te chinui, să-i pui pe deasupra mărfii, că n-ai unde să-i pui dacă n-ai ladă sau lada nu ți-e goală sau de-astea. Tu trebuie să cari după tine paleți, băi, să ai, e complicat. Deci așteaptă-te, dar îți recomand de la început să eviți firmele care, știi? Adică la începători, am mai zis și în alt videoclip, la începători oricum sunt o grămadă de lucruri grele care se ivesc așa, poate nu în fiecare zi, dar destul de des în primul sezon. Sunt o grămadă de greutăți care intervin, o grămadă de probleme. Ce rost are să mai complicăm cu paleți, cu dreaci, cu reaci, scuzați-mi expresia. Bun, deci așteaptă-te oricum. E foarte important să te aștepți și, cum am zis, să nu pățești. Așteaptă-te să schimbi remorci, că le schimbi în terminal, că le schimbi în parcări, că le schimbi pe marginea drumului, că le schimbi la firme, nu contează unde le schimbi. Contează să te aștepți să le schimbi. Și dacă te angajezi la o firmă de tracționiști, cel mai probabil vei schimba remorci. Bineînțeles, prefer schimbatul remorcilor decât schimbatul paleților. Deși, aparent, e mai ușor să schimbi paleți decât remorci, dar eu prefer, domnule, lasă paleții acolo, eu prefer să schimb remorci. De ce? Am luat remorca, am atașat-o în spate acolo, am dat la manivelă, nu știu ce, e altceva. Decât să iau paleții și să-mi rup spatele cu paleții în fiecare zi.
știi? Iau o remorcă, și dacă schimb remorca în fiecare zi, dau la manivelă sau dacă sunt la container, pun fluturaj și eu le zic fluturaj, nu știu cum să numesc, eu așa le zic fluturaj, așa am apucat să le zic și așa le zic. Prin fluturaj, mă duc înainte. Sau dau la manivelă, nu-i problemă, dau pe încet, dau, mă mai odihnesc, iară dau, iară. Adică nu-i cineva în spatele meu să zică, hai, golește rampa, știi? Nu, dau la manivelă dacă se dă mai rău, dacă are picioarele stricate și așa, mai greu, dar mai iau o pauză, mai dau, transpir, dar nu e ca și când m-aș jumuli toată ziua pe mâini, pe la coate, ca să încarc, descarc paleții goi, deci prefer, cum am zis, să schimb remorci, dar așteaptă-te să schimb și cel mai probabil vei schimba. Ăștia care sunt la tur retur sau care lucră cu o remorcă 2 luni de zile, 2 ani de zile, 20 de ani, ăștia nu o să schimbe remorci. Și am zis în alt videoclip, acești oameni sunt și stângaci în ceea ce privește schimbatul sau deconectarea și conectarea unei remorci, deoarece sunt oameni, am observat, sunt oameni cu ani mulți de experiență, pe comunitate, mă refer, dar ei nu se pricep să schimbe o remorcă, adică o schimbă, nu-i problemă, nu-i ca și cum, bă, nu știe să o schimbe. O schimbă, dar o schimbă așa, stângăcii, de fel de astea, nu știe pe ce să pună mâna, care e primul lucru, care e a doilea pe care trebuie să-l facă, știi, în schimbatul unei remorci. Deci, clar că experiența, wow, știi, și se descurcă pe comunitate, dar vreau să zic că se vede stângăcia când trebuie să te conectezi o remorcă. Da. Ce să te mai aștepți? Să depășești programul din cauze diverse. Mie, pe lângă asta cu schimbatul paleților, treaba cu depășitul programului mi se pare iarăși o tâmpenie. Mai ales când o cere șeful, dispatcherul, mi se pare ceva de prost gust, nici nu știu cum să zic. Însă, ia mai tăși mă, nu mai tăți pe aia. Însă, inevitabil, eu așa zic, deci în momentul în care lucrezi pe comunitate, inevitabil vei ajunge să depășești program, să dai în program, cum se mai zice. E, în astfel de situații, îți recomand să scoți bon pe ultimele 24 de ore și să scrii pe spatele lui motivul pentru care ai dat în program. Și eu sper ca motivul pentru care ai dat în program să fie într-adevăr un motiv în DMA. Nu să fie că a trebuit să descarc sau a trebuit să ajung la terminal sau știi, un motiv întemeiat și anume n-am găsit loc de parcare sau parcările erau full sau m-am parcat și din diverse motive a trebuit să plec de acolo și de asta întemeiat, știi? Deci care se referă la siguranța ta sau a mărfii. Adică dacă eu să zic că găsesc parcare, îs la final de program, găsesc o parcare, dar mie nu-mi inspiră încredere zona respectivă. E, dau un program, mă duc mai departe, găsesc o parcare corespunzătoare și mă opresc acolo. Scot bon, scriu că nu am găsit parcare sigură până acolo și bine, în engleză, știi? Dai pe translator și scrie acolo în engleză. Deci tu scrii în română și translatorul zice în engleză ce să scrii. Dom, n-am găsit parcare sigură până acolo. Ideal și normal ar fi să facem o pauză de 30 de minute înainte de a trece peste program. Deci înainte, dacă eu sunt conștient că trebuie să trec peste program azi sau am eu chef să trec peste program, domnule, știu că am parcare acolo, am o parcare sigură, la cutare zonă, eu până acolo nu mă opresc. Acolo vreau să-mi petrec eu weekendul sau noaptea. În cazul de genul ăsta, cel mai bine este să faci, așa zice legea, să faci o pauză de 30 de minute înainte de a da în program. Trebuie să recunosc că eu n-am făcut chestia asta niciodată, știi? Pentru că, efectiv, n-ai cum de multe ori, că te duci, tu găsești toate parcările goale, goale, auzi la mine, toate parcările pline, știi? Păi, unde să faci pauza de 30 de minute? Pe bani de urgență? Că dacă ar fi să faci 30 de minute de pauză, păi ai face și, ai face și 9 ore sau 11 ore. Dar, ca să vă dau totuși un pont, atunci când vrei să faci 30 de minute sau 45 de minute de pauză și după aia te duci, adică stai jumătate de oră, 45 de minute, după aia te duci, când vrei să faci chestia asta, poți să te parchezi în fața camioanelor. Acolo nu se parchează nimeni, că n-ai cum, adică blochezi.
Dar dacă tu stai numai 30 de minute, poți să parchezi în fața camionului și acolo de obicei găsești liber. Bineînțeles, în funcție de rută și în fața camioanelor poate fi plin. Cam întâlnit și chestii de astea. Nu chiar plin, că un loc tot am mai găsit să mă bag, dar vreau să zic că și acolo se bagă, știi? Care efectiv vor să facă 45 de minute pauză ca să mai poată conduce, bă, și n-au unde, că rest e full, mai ales pe la München, pe acolo, pe jos, pe la Nuremberg, pe jos, prin Germania, e nasul rău. N-ar rost să-l zau din cu acela Dortmund, Duisburg, pe aici, e nebunie. E, și acolo n-ai unde să și te bagi în fața camioanelor, și te uiți la ăștia care au perdele trase frumos, știi? Și eventual îi întreb, bă, poți stai jumătate de oră sau o oră sau cât vrei tu să stai? Știi? Întreb pe 2-3 pe care ar fi posibil să-i încurci în cazul că vor să plece, dar oricum seara nu prea pleacă nimeni de acolo, mai ales dacă are perdeaua trase. Te bagi acolo, ai făcut 40 de minute de pauză, cât 45-50, jumătate de oră cât trebuie și după aia dai. Dar eu zic, chiar așa n-am făcut pentru ăsta, că oricum eu dau un program foarte rar. Dar inevitabil se întâmplă, îți dau cam de 2 ori pe sezon. Da, odată de 2 ori pe un sezon tot se întâmplă să dau. Pentru că e vina mea, clar, îți dai seama. Dar, na, dacă eu n-am niciun bun acolo, că eu scopun și-l păsesc. Dacă eu văd că n-am niciun bun, mă mai împinge așa, știi? Hai, bă, să mă duc la limită, știi? Când merg la limită, de obicei, eu dai în program, că, da, asta e situația. Bun. Deci așteaptă-te să dai și în program. Nu e problema așa mare că dai în program. Atâta timp cât dai cu un motiv anume și, să zic, de o dată, de două ori, de maxim trei ori pe lună, pentru că bonul ăla trebuie să-l păstrez 28 de zile. Eu îl păstrez o lună întreagă, nu îl păstrez 28. Eu îl păstrez o lună, știi, ca să fiu sigur. Câteodată mai mult de o lună, că uite, el și numai mă uit, la final de sezon mă uit să văd care cum, știi? Bun. Deci așteaptă-te, dar ideea, domnule, nu contează, chiar dacă dai o dată două ori pe lună, scoate bon și scrie că șansele să te ierte sunt de 99% dacă ai bon și motiv în temea. Bun. Așteaptă-te să nu fie bună adresa pe care îți dă dispecerul. Dispecerul în funcție de firmă și aici iară, cu cât e firma mai mare, cu atât ai nebunie mai mare. Eu am mai făcut un videoclip în care am zis că dacă mergi la încărcare sau la descărcare și compania este mare, timpul tău de așteptare poate fi mai mare. Dacă compania este mai mică, timpul tău de așteptare poate fi mai mic. E, și acolo e cu dechis, dus și întors. Dar eu zic în general așa, din experiența mea, nu zic că-i băt în pui nici asta. În general din propria experiență. Și da, așteaptă-te ca dispecerul să-ți dea o adresă care n-are nicio treabă cu încărcarea sau cu descărcarea. Am pățit-o și eu de mai multe ori, m-am dus în sat, într-un sat am nimerit și ce căutam eu în satul la nimic, n-avea nicio treabă adresa cu, na. Și caută Ilie și vezi unde e adresa normală a firmei. Sau m-am dus la, mi s-a dat o adresă de la dispecer și eu m-am dus la asta, la sediu, la birou, la o clădire mare de sticlă în oraș, unde era sediu propriu. Eu așa mă gândesc că era sediu firmei, dar n-aveam eu încărcare, descărcare acolo. Era birou, adică e ca și cum te duce la un birou București, n-ai nicio treabă. No, bine, după câteva experiențe de genul ăsta, Ilie un pic s-a mai deșteptat și a început să se uite pe Google. Când primea o adresă mai ciudățică așa, se uita pe Google să vadă, băi, unde e adresa. De exemplu, am fost trimis la H&M, la cum ar veni la mall, să descarc. Și chestia nu, hai să zicem că descarci, te duci la mall, descarci la H&M, nu e problemă. Dar chestia e că eu m-am uitat pe Google și mi-arăta acolo că numai străzi astea de mașini mici se mergea acolo, numai cu zone pietonale, numai de astea, adică era un centru comercial. Acolo n-aveai ce să cauți cu un camion. N-aveai ce să cauți. N-aveai pe unde, efectiv, pe unde. Era un centru comercial așa micuț, n-aveai pe unde să ajungi cu un camion. Știu că la un mall normal se poate ajunge și cu camion, dar la asta n-aveai cum, efectiv. Era într-un oraș, era zonă de lux, zonă șmecheră, na, în fine. Și am întrebat pe dispecer, băi, e sigur că acolo e, stai că verifică, nu știu ce, și până la urmă descărcare sau, nu, încărcare am avut.
Și vă zic și unde, la Utrecht, în Olanda. Cred că acolo am avut, la Utrecht, în Olanda, am avut experiența asta. Și până la urmă m-au trimis la periferia orașului, la vreo 7 km de acel mall. M-au trimis și acolo am avut, într-adevăr, încărcare. Dar dacă eu mă duceam pe bază că, bă, adresa e bună, că vorba aia mi-a dat-o dispatcherul, bă, mă duceam ca berbecul și mă trezeam în oraș și nu știam pe unde să mai ies afară, încotro să o iau. Că în momentul în care te duci în oraș, nu ai adresă de ieșire, adică nu ești pregătit că tu trebuie să ieși, să evacuezi la orașul. Da, în fine. Dar e bine să te uiți, bă, unde vine firma asta, e așa. Bă, dacă, na, mai ales la început, primul, a doilea, a treilea sezon, până să-ți faci un pic de experiență de asta, să-ți întărești experiența asta cu privire la orientare, până să-ți întărești, să-ți faci un pic de bază a orientării, până atunci eu îți recomand să cauți pe Google firma la care tu trebuie să mergi. Te uiți pe Google, ia să văd, dacă n-ai mai fost, dacă ai fost, știi unde se duc. Dacă n-ai mai fost, cauți pe Google, ia să văd unde ar merge. Deci dacă e în oraș, uite-te bine, ai cale de intrare, de ieșire, știi? Da, bine. Și ultimul, bine, ar fi multe, eu vă zic numai 10, așa mi-am făcut eu o listă de 10, ar mai fi. Dar ultimul este cam așa, să nu ajungi, deci să te aștepți, să nu ajungi la magazin când ai nevoie. Dacă tu trebuie să-ți cumperi pâine, dacă trebuie să-ți cumperi apă, mâncare, eu știu ce vrei tu să-ți mai cumperi, un suc, o chestie. Acum sucuri, băuturi de astea mai găsești pe la benzinării. Într-adevăr, te curăță de bani de nu te vezi, dar le găsești. Ideea este să le cumperi, am un videoclip despre asta, poți să intri, să le cumperi de la magazinele unde le găsești la prețuri normale, nu că le găsești mai ieftin. Le găsești mai ieftin decât în benzinărie, de pe autostradă, dar na. Uite, de exemplu, eu mi-am făcut cumpărăturile aici lângă Charleroi și am plătit 7 euro și ceva pe 200 de grame de cașcaval, adică vă dați seama, noi bine, și plus altele pe care le-am cumpărat, zic așa, 200 grame, 7 euro și ceva, da, 30 și ceva de euro kilo, 1,5 milioane, nu-i ieftin. Dar chestia e în felul următor, noi ca șoferi, oricum nu avem acces la magazine când am dorit. Nu avem acces la produsele pe care le luăm. Adică eu m-am dus într-un Spar, aici lângă ăsta, cum zice, Charleroi. M-am dus într-un Spar, nene, ce era în magazin, aia puteam lua, adică nu, dacă eu vreau să-mi cumpăr cașcaval, nu știu de care, n-aveam, că în magazinul ăla era cașcaval de 2-3 feluri, așa, și doar unul făcea cu ochiul, restul erau așa ce erau acolo, știi? Și am zis, bă, le-au pe ăsta, că mi se pare mai ok, proteine, bla bla bla. Am luat 7 euro și ceva o bucățică de aia, care în România este vreo 6 lei. Adică de vreo 4 ori mai, nu e chiar 6 lei, cred că e către 10 lei pe acolo. La 200 de grame, 10, 5, da, cât e, că în România e undeva la 50-60 de lei kg. Aici e de 3 ori mai scump. Deci era, în loc de 7 euro cât era aici, să zic că în România era undeva la 2,50 euro, adică 12 lei. Na. Ideea e în felul următor. Le cumperi cum găsești și de care găsești. Degeaba vreau eu să beau apa nu știu care, dacă eu nu o găsesc. Cumpăr de care găsesc, la prețul pe care l-am luat apă din Franța, nu știu, vreo 60 de cenți sticla. Știi? Sticla de un litru, adică ne înțelegem. 60 de cenți, cât ar veni în România? Vreo 3 lei? Ia uite. Cât are asta, un litru? Are un litru, sper că are un litru. Da, are un litru. N-ai ce să faci, vrei apă, vrei ăsta, cumperi din magazinul pe care îl găsești. Că treaba e că asta vreau să zic la punctul 10. Așteaptă-te să nu ajungi la magazin. Chiar și așa s-ar putea să nu ajungi la magazin și să nu-ți iei deloc. Sunt șoferi, mulți, și eu am fost în situația, dar eu încerc să-mi fac, cum am mai zis și în alte videoclipuri, să-mi fac un fel de zonă tampon, nu știu cum să zic. Adică să am acolo, știi? Îmi cumpăr legume, fructe, le bag la frigider. Și astea mai neperisabile le țin afară. Pâinea să o am pentru o săptămână, două. Apa să am pentru cel puțin
o săptămână, două, tot așa. Și mâncare, cum am zis, îmi gătesc să am pentru o săptămână, ciorbiță, tocană, ce mai asta, mi le pun la frigider. Și alte mâncăruri sau chiar fructe, legume, le țin la frigider, tot așa să am pentru o săptămână și un pic, că vezi, fructele mai sunt cum îți depinde. De exemplu, îmi cumpăr mere, alea mai rezistă. Dar dacă îți cumperi căpșun, păi eu căpșun când îmi cumpăr, le mănânc în ziua aia. Că nu rezistă. La mine în camion, nu rezistă, nene, să fac terci, adică dau bani și după aia le arunc. No, bananele mai rezistă 2-3 zile, depinde și alea. O săptămână, depinde cum le ții, ce banane ieși și așa mai departe. Dar am vorbit și despre asta cu mâncarea, nu vreau să mă adâncesc aici. Deci cam asta e situația. Așteaptă-te să lucrezi program full, așteaptă-te să ai pauză minimă. Că uite, eu de exemplu de repauză sau zilnic mi am zis, dar așteaptă-te să mergi pe 11 ore și 9 ore tot timpul, deși nu se va întâmpla, dar așteaptă-te. Așteaptă-te să... Deci știi care e chestia aici pe comunitate? Tu ca șofer ar trebui să te aștepți să lucrezi maxim de program și să te odinești minim de program. Știi? Ca asta. Dacă tu te împaci cu chestia asta, lucrurile vor fi mai bune. Eu nu zic să faci neapărat treaba asta ca așa e bine. Eu zic că pentru tine ar fi mai bine, dacă tot ai venit și așa, să te împaci cu asta. Tu alegi la ce firmă te angajezi, tu alegi cât timp să stai și așa mai departe, nu mă interesează. Eu zic, am la ce să fie, la ce să fie atent, la ce să te aștepți pentru a nu te trezi cu o surpriză. Bun, mulțumesc pentru vizionare, ia că am depășit jumătate de oră. Dacă v-a plăcut, dați un like, dacă n-ați dat deja, abonați-vă pentru a vedea alte videoclipuri asemănătoare. Puteți să susțineți canalul devenind membri și astfel veți avea acces la mai multe videoclipuri cu temă pe tema șoferiei. De exemplu, am în momentul în care filmez videoclipul ăsta, este o categorie la membri, este șofer se numește. E, în categoria aia o să mut videoclipurile dedicate șoferilor. Și mai am o categorie de investiții, acolo voi vorbi despre investițiile pe care le fac, despre strategiile mele, despre lucrurile care pe mine m-au ajutat în ceea ce privește economia de bani și investițiile în tot felul de instrumente financiare. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă, drumuri bune, alegeri înțelepte. Salut!